Suntem în etapa a treia de vaccinare, iar pe platforma online la Buzău nu mai sunt locuri libere. Aici, județul figurează cu 15 centre de vaccinare, dar nu toate pot oferi vaccinul. Asta pentru că dozele nu au ajuns la multe din aceste centre. Direcția de Sănătate Publică anunță deschiderea altor 3 centre de vaccinare în județul nostru. Acestea sunt destinate persoanelor înscrise pe listele de așteptare, care doresc să se vaccineze și vor fi funcționale începând cu 16 aprilie. Aceste centre propuse se află la nivelul localităților Pârscov, Berca și municipiul Buzău, încă un centru desemnat în cadrul dispensarului numărul 14 și de asemenea am propus înființarea unui nou centru de vaccinare la nivelul localității Vintilă-Vodă. Mulți buzoieni consideră că vaccinarea este o soluție pentru a scăpa de pandemie. O dovedesc cifrele celor care sunt înscriși pe listele de așteptare, însă părerile sunt împărțite. Deocamdată nu, am trecut prin COVID acum 2 luni de zile și mai așteptăm, că sunt anticorpi. O să vă vaccinați? Da, sigur că da. Sunteți de acord și considerați că este eficient? Dar bineînțeles, cum să nu fie eficient? Orice vaccin e eficient. Cu vaccinarea, deci, nu sunt de acord. Deci nu cred în acest COVID. Deci vă spun sincer, vaccinarea nu. Deci nu o să mă vaccinez. Cât nu o să mă forțeze, nu mă vaccinez. Nu sunt de acord. Nu vreau să fie obligator. Asta este părerea mea și mi-o susțin. N-am făcut niciun vaccin, nici antigripal și nici pe ăsta nu o să-l fac. Sper să nu fie obligatoriu. Am văzut că cei de la Uniunea Europeană au spus că nu va fi obligatoriu și așa că nu voi face. Sunt cronic și trebuie să mă vaccinez să fiu sigur pentru binele meu. Acum am și eu o preferință, nu la orice vaccin. Deci m-am programat pentru Pfizer pentru că cu AstraZeneca nu multă reclamă negativă, știți? Ca toți oamenii în vârstă ne gândim la sănătate. În județul Buzău până la acest moment s-au vaccinat cu prima doză 31.107 buzoieni, iar cu rapelul care completează schema de vaccinare 15.912 persoane.